Bună, sunt Alexandra, am aproape 24 de ani și am terminat liceul în 2017, liceul Colegiul de Artă Carmen Silva din Ploiești. Nu pot spune că mi-aduc aminte foarte multe lucruri negative din timpul liceului sau gimnaziului sau mai știu ce, pentru că am o vagă impresie că al meu creier așa că am blocat amintirile neplăcute, dar cumva eu în clasa 5 am cam început cu stângul, fiindcă eu inițial intrasem în CUZA, la clasa de engleză, și după 2 luni m-am transferat la liceul de arte. Sper să nu mi-aduc aminte prost, dar mie școala mi-a fost arătată când era goală. Nu mi-am văzut colegii, nu am întâlnit profesorii, nu prea aveam habar, mai ales că era foarte complicat, că erau 2 corpuri. Și unul era pentru școală-școală și unul era pentru specialități, unde era și muzica, foarte frumos, oricum a rămas amintirea asta cu mine mulți ani încă am. Dar ce a fost puțin cam neplăcut a fost faptul că, cred că în prima zi am fost introdusă unei grupe, pentru că noi eram împărțiți în grupe și într-o grupă erau vreo 10 copii. A fost ok, am fost întâmpinată cu brațele deschise, dar după aceea a trebuit să îmi cunosc ceilalți colegi și atunci nu mai era nici diriginta cu mine, nu mai erau nici părinții, nu mai era nimeni. Și a trebuit să dau nas cu toții la prima oră, care a fost o oră de tehnologie. Doamna nu și-a dat seama că sunt nouă, nu și-a dat seama mulți ani, că, mă rog, mulți ani, mult timp nu a realizat că sunt elev nou. Dar ce mi-ar fi plăcut să se întâmple, cred că asta a fost, să îmi fi cunoscut colegii în acea zi. Pentru că în clasa 5-a, măi, ești mic și prostuț. Ești mic și prostuț și te iau așa emoțiile. Și cumva am simțit că am început cu stângul. Cam asta a fost, asta am avut de spus. Probabil, dacă exista pe atunci campania asta cu spune pe bune ce se întâmplă la tine în școală, nu știu dacă aș fi spus, pentru că eram un copil extraordinar de timid. Cred că nici alor mei nu le-am povestit lucrurile astea. Dar acum că există, vă încurajez să vorbiți, să vă spuneți neplăcerile, pentru că unii profesori nu se pot numi profesori, iar dacă nu vă duceți la școală de drag, nu garantez că e ok. Da. Cam asta am avut de spus. Baftă și votați, dacă e de votat.